Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și după ce am râs de bancurile lui Adi, am început să împărtășim planurile de vacanță pentru vara asta aici în studio și eu le povesteam băieților că am făcut ceva vacanțe la viața mea, dar cea mai reușită rămâne una pe care am făcut-o la începutul anilor 2000, când aveam 21 pic de ani, la Neptun. La Neptun? La Neptun, la noi. Uh-huh. Am stat 2 săptămâni la mare, 3 prieteni. Și am trăit ziua cârtiței în vacanță la mare. Unul dintre prieteni era DJ de radio și avea program de animație pe plajă. Așa? La vremea respectivă. Și noi ceilalți doi mergeam cu el și stăteam pe plajă. Și ascultați Coco Jumbo în fiecare zi la aceeași oră. Și Casablanca. Și Casablanca. Tot. La prânz mergeam la același restaurant și mâncam aceeași ciorbă de văcuță. Reveneam pe plajă, stăteam până la 6. La 6 mergeam în cameră, jucam șeptic și făceam duș. La ora 8:30 mergeam în fiecare seară la aceeași terasă, se numea Bellamy, era la intrarea în Olimp, pentru cei nostalgici. Era o cârciumă de-astea italienească, se mâncau foarte bune paste și pizza. În ce ani? La începutul anilor 2000. Nu mai știam, da. Da, a ținut până acum câțiva ani s-a desfințat. Și după aia ne întorceam, ne schimbam și mergeam pe plajă și făceam baie noaptea. Că aveam pe plajă coșmelia aia de unde avea el mixerul și alea și aveam unde să ne lăsăm lucrurile. Aha. Și am făcut chestia asta 14 zile, zi de zi, nu ne-am abătut. Câți ani aveai tu atunci? Și aș fi stat încă o viață. Câți ani acolo? Câți ani aveai tu? 22-23 de ani. Gagici, nu? Asta... Nu ne interesa. Asta este un lucru foarte curios, știi? Da. Adică la 20-22 de ani, singurul plan era mergem la mare și agățăm gagici. Cât mai multe gagici posibile. Sigur, te duceai, nu agățai nimic, asta e. Păi, dar ăsta era planul. Vezi că atunci era așa frumos programul că nu ne-a mai... E ciudat că planul ăsta nu funcționa niciodată, știi? Da, adică dacă... În principiu spuneai, îți făceai planul ăsta cu mult timp înainte. Da. Te duceai la fața locului și observai că sunt detalii care te împiedicau să faci treaba asta. Apropo de ce se întâmplă la fața locului față de teorie, v-am povestit prima vacanță de după armată în 1987. Am terminat armata și cu bunul meu prieten Dan am zis gata, ne ducem la mare. În iunie, în luna iunie, citisem în Scânteia Tineretului, am văzut acolo un anunț, 40.000 de turiști străini din Germania. Asta era înainte de 1989. 1987, da, 87, era practic da. Înainte. Da, iartă-mă, nu am Vă place de noi, prieteni, dimineața asta? Mamă, deci săptămâna asta e ceva minunat. Da. Așa. Deci îți dai seama, noi studenți, tocmai ieșiți din armată după 9 luni, singurul nostru gând era asta. Gagici, merge la mare, agățăm și nu mai agățăm nemțoaice. Adică... Ceva ca lumea. Da, ceva frumos, nemțoaice, practic o să intrăm în shop. Mâncăm și toblerone, fumăm și țigări HB sau ce vindeau ăia. Asta era planul și am apucat să facem socoteli. Vă spun, astea erau ultimele 2 săptămâni din armată. Băi, dacă sunt 40.000, jumate sunt nasoale. Dar jumate, 20.000, sunt miștoace rău de tot. Pac, dădeam deoparte. Din alea 20.000 miștoace, hai să zicem că jumătate vin cu prietenii, cu... Da, jumate vin singure. Și în felul ăsta ajunsesem, cum să spun, nu ne vedeam capul de atâtea nemțoace. De câtă treabă aveți. Miștoace singure și dispuse să iasă cu români la discoteca Neptun, cu 2 studenți la Politehnică. Și am ajuns acolo. Eu ne-am coborât din gară la Neptun, frumos, cu valijoarele. Ne-am uitat în jur după nemțoace. Era o perioadă... Da, nimic. Era... În primul rând că nu era aproape nimeni în iunie acolo. În al doilea rând erau... mulți bunicuți cu nepoței. Deci media de vârstă era într-adevăr vreo 30 de ani, dar compusă din bunici și nepoței. Așa că o săptămână am stat pe plajă îmbrăcați, că era foarte frig. Dar a fost, uite, o vacanță memorabilă și care nici măcar n-a costat prea mult, pentru că nu aveam și culmea cu cine să cheltuim banii, care oricum nu erau prea mulți. Dacă aveți și voi povești din tinerețe cu vacanțe de neuitat, 0372069599, o vacanță memorabilă și care nici n-a costat foarte mult, puteți sunați-ne chiar acum, dacă e să fie, pe loc. Mai avem pe loc, practic, da. Instantaneu. 0372069599, o vacanță care v-a rămas în minte. Probabil că din zona tinereții a studenției, că acolo se petreceau astea. Nu neapărat, astea. N-ai de unde să știi.
de unde sare iepurele. Ia zi-mă, George. Ce, eu n-am amintiri de la mare. Am foarte multe amintiri de la mare. Zi de la munte. Nici de la munte n-am. La ce tabără, zi o vacanță care ți-a rămas în cap. Eu ții minte foarte bine o vacanță pe care am petrecut-o cu părinții. Plecasem de la, de fapt, finalul de vacanță, plecasem de la Sinaia către casă și eram foarte fericit pentru că după super rezultate la învățătură ale cui? Ale mele. Ai mei mi-au cumpărat un ceas de la electronic cu 7 melodii, mai țineți minte? Mamă, avea bunicu. Mamă, ce bune erau alea. Dumnezeu să-l ierte, dar dorit toată viața, mi-am dorit ceas cu melodii. Mama a fost... Deci bunicu avea un ceas de la 7 melodii metalic. Da. Nu știu dacă știți ce zic. Era unele de plastic. Da, nu. Era și de ăla metalic. Bă, știi cât m-am rugat de el? Dar ce minte o fi avut și ăla? Cum mă să nu-i dai? Adică acum, serios, dacă aș avea un... Și m-a rugat copilul să-i-l dau. Tu nu-i dai nimic. N-a vrut să mi-l dea, îl strică. Deci bunicul lui Luca și mine aveam ceas de la. Da. Hai că și... sună lumea. Da, uite că sună lumea. Și... Adrian, stai pe piesă. Eram în tren, asta e o amintire mai puțin plăcută. Eram în tren și m-am dus la baie tacticos să mă spăl pe mâini. L-am scos, l-am pus pe chiuvet acolo și m-am spălat pe mâini, după care m-am întors fericit în compartiment, că așa erau trenurile atunci. Și m-am amintit după vreo oră. Deci care e cea mai mișto amintire de vacanță lui Zaf? O traumă, pierdere, nenorocire. Da, uite că mi-aduc aminte și zâmbesc acum. Marius, bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața, băieți! Să trăiești! Temă super faină! Ia zic! Amintiri de vacanță, 1992, clasa 11-a, da. Mergem în tabără la mare, de la Bistrița, la 2 mai, fraților. Da, știu, așa, era mai tare ca vama veche atunci. Era mai tare ca și vama. Foarte fain, no, copii, clasa 11-a, an terminal urma, ne distrăm, ne așa. Băi, fraților, era o discotecă acolo la Gigi, așa îi zicea. Da. Băi, seară, mergeam și noi, bineînțeles, ca băieții, l-am găsat în tabără. Da. Și bineînțeles că doamna profesoară de engleză, n-am să o uit niciodată. Bă, era după noi cu bota să pune vulturul. Okay. Și seara era program sexy, așa, ieșam în satul ăla în 2 mai, pe vremea, imaginați-vă că în fiecare casă avea în fața casei un cais, 2, 3, rupți de foame că mâncarea din tabără era pesăturată, dar nu pentru noi. Deci cuturam la oameni cais și mergeam și vindeam caise a doua zi pe plază. Bravo! Mulțumim tare mult, Marius! Cum făceam bani? Păi vindeam caise furate. Ale cui? Ionuț, bună dimineața! Salut, Ionuț! Salut! Neața, băieți! Să trăiești! Prima vacanță la mare, pe la 18 ani, așa. Am fost singur, fără părinți, eu cu un prieten, în Venus. Da. Și era o discotecă pe... Calipso îi spune. O știu. Și vorba lui Luca. Numai la Bujbi, My Lover și Casablanca. Da. Atunci am avut curaj să invit prima oară o fată. Era la masă, era din Sibiu, tipa, cu părinții și m-am dus la încerc voi părinții o să invit la dat. O să un martini prima oară înainte. Și ți-a răspuns. Da, sezi? Nu stai să o întreb pe mama? Da, mă, Ionuț, dar măcar tu te-ai dus să inviți o fată la dans, Luca. Luca nici nu se gândea la asta. Da, a dansat, păi da, dar... Părinții te-au lăsat. Da, am dansat lângă ea, că n-aveam curaj să o ating. Era atât de timid. Da, nici tu amintiri. Frumos, bravo, Ionuț. Emil, bună dimineața. Salut, Emil. Salut, Emil. Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Ce fac, băieții? Ce să facă? Uite, pe ultima sută. Deci, eu sunt un vechi bătrân rocker, colecționar de-asta de viniluri. Am vreo 1000 de viniluri originale, de-aia vă ascult când mai aveți sfaturi de-asta de muzică. În fine, în anii 70 și ceva, deci sunt pensionar nepensionat. Adică n-am ieșit la pensie că pot să mai lucrez. Foarte bine, așa, așa trebuie. Păi da. Ca la japonezi, până la 100 de ani. Da. În fine, în anii 70 și ceva eram între 12 la liceu și ne duce și noi patru băieți la mare, tot așa. Da. Și noi un bănuț acolo. În fine. Ne-a dus la mare. Și în a doua seară, vorba Luca sau Giu cineva, tot așa prinde și noi câteva nemțoace pe acolo, pe plajă. Anii 75-76, cam așa era, că eram între 12 la liceu. Suedeze, și le invităm la o discotecă din greșeala noastră. Și asta au început să bere de aia de-a lor, de gistă, nu mai știu, era și una bună de tot.
Nu mai știu cum. În fine. Radeberger sau ceva. Asta e. Am mai căutat și acum după Revoluție și sunt la sticle mici, doar în amintire. Radeberger era de sport, era bună. Și ne-au băut aia toți bani. Am ajuns să dormim prin vagoane de stânga, am dormit și pe plajă. Băi, dar fetele ce se distrează la faze de astea? Da. Au venit că le ducem lei cu fraierii ăștia, că le mâncăm, le bem. Da, de la cine bem în seara asta? Mi-au mâncat catletele, vorba. Exact, da. 0372069599. Paula, bună dimineața! Bună, Paula. Să rămână. Bună dimineața, băieți! Bună! Amintiri neprețuite din perioada studenției. Da. Studentă Eminiche, tabără studențească pe merite, Eminiche, la Băile Herculane. Da. Foarte frumos, bilet rezervat, cerere făcută, bagaj făcut luna iulie, ajuns la hotelul unde aveam rezervată tabăra, ne organizăm, ne găsim colege de cameră, da, și completăm formularele de cazare. Toată lumea avea bilet verde, al meu era roz. Opa, zic, eu sunt mai șmecheră. Okay. Îmi vine rândul la recepție, întind biletul și doamna, fără să schiteze vreo grimasă sau ceva, ce dumneavoastră aveți în luna viitoare. Nu cred, zic, cum adică? Păi nu v-ați uitat ce scrie pe bilet? Eu, sinceră, nu! Pentru că cererea o făcusem pentru luna iulie, dar mi-a primit un bilet pentru luna august, pe care nu l-am verificat. Așa că m-am întors frumos acasă, cu coada între picioare, și am plecat fetele din nou în tabără. Dar nu este și tu, n-avei cum, nu mai e. Da, mișto. Bravo, Paula, îți mulțumim tare mult. Lucian, bună dimineața. Salut, Luci. Bună dimineața, domnilor. Salut. Apropo de ceea ce vroia Vlad să facă atunci, după ce a luat la facultate, mie cam chiar mi s-a întâmplat. În 90, abia luasem la facultate, mă duc cu un prieten la mare, bineînțeles, la Neptun, eram cineva. Da. Și pe plajă, încă din prima zi, mă tot filam cu o fată, o blondă. Mi-a picat mie cu tronc, se pare că și ei cam plăcea, da, dar nu intrasem încă în vorbă cu ea. Da. A doua seară, plimbându-ne noi prin Neptun, un tip cu un papagal cu bilețele, nu știu dacă știți. Cunoaștem genul, da. Viitorul. Hai să trag un bilețel. Da. Trag un bilețel, printre altele, că o să te căsătorești cu o tipă Marieta. Nu cred. Că o să trăiești 82. Alo? Alo? Așa, da. Că o să te căsătorești cu Marieta. Da. Și o să trăiesc 82 de ani și fine, altele și altele. A doua zi dimineață îmi iau inima în dinți și mă duc la tipa aia de pe plajă, la blonda aia, intru în vorbă cu ea. Cum te cheamă? Ea din Cehia. E din Cehia. Așa. Pe mine mă cheamă Lucian, pe mine mă cheamă Marieta. Nu cred. Te-ai surat cu Marieta sau nu? Nu, nici eu nu vorbeam prea bine engleza, nici ea nu prea le avea, ne-am cam chinuit cu înțelesul. Era bariera lingvistică, dar atât a fost, doar bariera lingvistică. În rest, au fost toate bune și frumoase și amintiri plăcute. Auzi, Lucian, dar așa complexe sunt biletele astea de papagal, nu știam că-ți dau atât de multe. Nici eu nu știam. Acum ce să zic? Sper să nu se adeverească pe de-a întregul, să fii sănătos. Pentru că ai scos, trăiască 82 de ani. Mulțumesc, la fel, numai bine, sănătos. Și de Marieta, să aibă o viață mai lungă. Da. Da, ne oprim aici. Frumoase amintiri, vă mulțumim pentru ele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.